64 de edituri participă la cea de-a 15-a ediție a Târgului Gaudeamus Craiova. Expozanții au venit cu noutăți, dar și cu lucrări clasice, aflate în topul preferințelor cititorilor. Reducerile sunt, în general, de 20-25%. O parte din titlurile de anul trecut au revenit la Craiova, plus, bineînțeles, noutățile care au apărut de anul trecut până acum. Câteva dintre noutățile, titlurile noi. Avem ultima carte, ultimul roman al lui Mircea Cărtărescu, Solenoid, ultimul volum al lui Lucian Boia, Mihai Eminescu, Românul Absolut. O multitudine de cărți au apărut în colecția de știință, în colecția memorii jurnale, colecția istorie, cărți interesante și cerute de public, care se vând bine. Avem o reducere de 10% la fiecare volum, iar la 3 cărți cumpărate, cea mai ieftină este gratuită. Cu reduceri pentru toate vârstele, pentru copii și pentru adulți, cu noutăți. Reducerile de cât sunt? De 20% plus cele cu preț special. Cele cu preț special se încadrează între ce sume? 9 lei, 7 lei, 15 lei. Ce categorii de cărți intră în aceste prețuri speciale? Și pentru copii și pentru adulți. Cam fiecare an venim cu ce putem și să oferim tot ce este mai frumos și mai bun, cu pachete promoționale și foarte mult, în special cu cărți pentru copii. Cărți de colorat bilingve, germană, engleză, franceză, cărți 1000 de cuvinte în limba franceză și engleză, dar ce vreau să arăt și este o carte foarte frumoasă, 555 de teste de inteligență pentru copii, care este adresată și copiilor și părinților. Noi spunem ușoară pentru copii, grea pentru părinți. Este un pachet promoțional, sunt cele 5 atlase istorice, care de la o reducere de 214 lei, nu știu exact că am afișul acolo, sunt toate oferite la prețul de 99 de lei. În materie de adolescenți, ultimul volum din Instrumente Mortale este cel mai solicitat, chiar de astăzi a fost căutat, iar din colecția de istorie a fost Regina Elisabeta și Onassis. Prețurile lor? Prețurile lor sunt reduse cu 25% față de librărie. Încă din ziua deschiderii, târgul a avut mulți vizitatori. În timp ce unii au venit doar să studieze oferta, alții au profitat de promoții și au achiziționat deja primele cărți. Ce titlu v-a atras atenția astăzi? Suntem foarte impresionate. Ți-ai multă lume și chiar ne bucurăm. Văd că ai deja o carte ca limbii române actuale. Este gramatica un domeniu care îți place? Da, da, da. Da, la litere și chiar mă încântă. Am cumpărat și o carte, Politica lui Aristotel. Și cam atât. Mi se par? Foarte interesante. Prețurile mi se par acceptabile, da. Sunteți pasionat de un domeniu anume? Căutați un titlu anume? Nu. Am văzut că este ieftină și am luat-o. Nu am un gen preferat. Citesc și beletristică și de turism. De asta ne uitam din Grecia, vrem să facem concediu în Grecia și ne voiam să ne informăm. Văd foarte mulți tineri astăzi la târg, ca și dumneavoastră. Da. Ce sfat ați avea pentru ei? Să citească, nu numai pe internet, să se informeze și din cărți. Da, cărțile educă, le formează limbajul. Târgul Gaudeamus va fi deschis la Teatrul Național Marin Sorescu în fiecare zi până sâmbătă, între orele 10-18 și duminica, în intervalul orar 10-15.